Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Simeon Pântea din Râșcani spune că la ai săi 62 de ani trăiește cea mai mare dezamăgire. El povestește cu amar că a fost înșelat. Eu persoană așa că știe pune macaroane pe urechi. Știe a vorbit frumos. Știe cum mă golița aia călășeia, știe și-l crezi pe dâns, știi cum te spune, parcă e un frate de-a tău. Semen povestește că s-a angajat la o firmă de transport. A lucrat șofer de camion luni în șir, dar nu a primit nici a 10-a parte din banii promiși pentru munca sa. Și când la urmă ea când a rămas, ea așa cu fundul gol. Și nu doar Semen ar fi rămas cu buza înflată. Mihail Cocieru din Chișinău afirmă cu supărare că a fost păcălit de același angajator, care i-ar datora acum mai mult de 200 de mii de lei. Nici nu m-am așteptat că poate să facă așa chestiuni obraznice. Lista celor care au pătimit de pe urma angajatorului este lungă, afirmă cei doi șoferi. De nu are blink, iar pot să spun cu vorba prostă, un nesocote de ăsta, băi, și te face, nu numai pe mine, dar sunt persoane care eu am văzut. De altă parte, bărbatul pe care Mihail și Semion îl acuză de șarlatanie are o versiune total diferită. Ei caut acum toate metodele ca să-și recupere banii, dar... Cum ar fi fost înșelați șoferii de camion de sute de mii de lei? Cu ce dovezi demonstrează ei că au rămas păgubiți? Ce șanse de recuperare a banilor au? Ce spun alți lucrători din firma de transport? Dar și cum răspunde acuzațiilor cel care i-a angajat? Vedeți astăzi! Semion Pântea spune că acum 2 ani familia lui s-a destrămât. El a rămas și fără nevastă și fără un acoperiș deasupra capului. Bărbatul crede că problemele de acasă și nevoia urgentă de bani l-au făcut să se încreadă cu ușurință angajatorului de la firma de transport. Semion a venit astăzi în platoul nostru. Bună seara, domnule Semion. Bună seara. Spuneți-mi, vă rog, când ați înțeles că sunteți păcălit la firma la care lucrați? Eu... Avem nevoie de bani ca să ne achit datorii față de fiu. Și am fost nevoit să mă aranjez la lucru. Și alți colegi mi-au spus că zici că vei tu, zici că eram prin Franța, că făceam Spania, Germania, Austria. Și colegii îmi spunea, zici că vei, oprește la poliția din Franța. Și vezi că, iată, uite, el nu-ți spune bani 2-3 luni de zile și nu-ți spune bani și zic, băi, asta colegii știau că el nu vă pune bani pe cont? Cum vorbesc cu singur, așa m-am întâlnit cu un prieten și l-am numărit. Dar unde trebuia să vă pună banii? Pe cont. Pe un card? Pe un card. Ați primit un card de la... Nu, eu avem cardul meu. Și... Și când ați văzut că prima lună nu vin banii? Dar pe el așa, el, angajatorul ăsta... în piele de oaie, dar în sufletul lui el e lup. Vorbește ca așa, blânduțe, că te iese, că vedeți că nu numai eu singur să... Dar ați început să-l întrebați, de prima lună, nu vine salariul, da? El spune, zici, chiar că-l vine, că buhalterii îți spune una alta și nu scris așa de tăti, îi răspunde. Și când a venit prima bănuială, că puteți nu vă vedeți banii? După câte luni? El mi-a spus, zici, te duci acasă de acum, după 4 luni de zile. V-ați certat? Deloc. Am cântat mâna și ectălășești. Totuși, 4 luni de zile. Da. Ați muncit. E o muncă grea. Să fii șofer de tir e o muncă grea. Dar totuși, o lună, două, trei, patru. De ce ați continuat să munciți când vedeați că nu vă plătește? El ca oiță ectălășești. Cu cuvinte de oaie, zici. Ai să-și... Băi, nu te teme chiar, uite asta, că eu până la ultima capeică îmi să-ți dau, până la ultimul bănuț să-ți dau. Și cum vedeți, că în 4 luni de zile, el mi-a dat 640 de euro. Din suma respectivă. Din 7800. 7800 de euro trebuia să primiți? Da. În 4 luni de zile? Da. Și ea călșești, când am văzut așa, vă zici că ea că, uite, în săptămână, două, trei, eu îți transmit ție banii pe cartă.
și că au trecut de amiecta la Ianu și aprilie, până pe, nu știu, până pe 16 aprilie, ori până când am lucrat la dânsul, după asta, nu, singură dată au venit cu rutiera și cu rutiera am venit până acasă. Haideți să vedem ce le-ați mai povestit colegilor mei despre acest încurcător în care ați ajuns. Simeon a trăit cu soția sa 22 de ani. Acum 2 ani însă ei au divorțat. Bărbatul se plânge că a rămas fără locuința pentru care a muncit o viață, așa că s-a mutat cu traiul la casa părintească, până aș aduna bani de un alt cămin. Soția s-a făcut așa împrumut și am rămas cu fără casă, fără masă, fără nică și am fost nevoit să mă duc la Rășcani la părinți. Simeon este sudor de profesie. Bărbatul zice că, din motiv că nu-și găsea un post de muncă bine plătit, a schimbat mai multe meserii. Am lucrat sudor, sfarșic, spune, și apoi am fost în Italia și am lucrat. Am luat și am venit acasă și acasă am lucrat în pază. Cât timp ați lucrat? Cu 6 ani de zile. Atunci când s-a pomenit față în față cu greutățile după separarea de soția sa, Simeon spune că a decis să se angajeze oriunde plătește mai bine pentru a se putea pune pe picioare. Așa a dat de o companie de transport care căuta șofer de tir. În doar câteva zile după o convorbire cu reprezentantul firmei, el deja se afla la volanul camionului prin Europa. Știi, a vorbit frumos. Tie cum măgulița e actălășeia, știi și-l crezi pe dâns, ca pe, știi cum să spune, parcă e un frate de tău. Promisiunile erau mari și atrăgătoare, suspină Simeon. Bărbatul a încheiat un contract conform căruia pentru o zi de muncă urma să câștige 75 de euro. Astfel, salariul său lunar trebuia să se ridice la aproape 2000 de euro. Eu am încheiat atunci într-o seară și eram nevoit să lucrez ca să-mi întorc că 4000 de euro, că am alte, am ele personale probleme și îmi trebuie 4000 de euro și am fost nevoit și l-am raptat pe dâns. Dumneavoastră ați semnat un contract ceva, un contract de muncă? Am semnat că contractul este de muncă, dar contractul este o fotocopie. Nu e cu... Deci nu avea semnătura... Avea semnătura, ștampila era, dar numai că este fotocopie. Și eu m-am înscălit pe dânsul și el era scris familia a lui, a familia mea, e tot așa. Că am lucrat pe două... Cu cine anume ați semnat contractul? Cu Bădiu Vladimir. Deci acolo era numele lui? Da. Ca și angajator, da? Da. Dar ce anume se stipula în acest contract? Dumneavoastră ați citit? Adică care erau condițiile? Să îndeplinesc... lucru să-l îndeplinesc. Ce anume trebuie să faceți? Să conduc, să ajung la vreme, să încarc, să descarc, care trebuie să facă un șofer. Trebuie să facă lucrurile astea. Și acel contract, acolo, conform contractului, trebuie să primiți banii aceștia? Iată, cam cât ieșea? El a făcut la minimum contractul ăsta. Dacă eu am avut două contracte cu dânsul, că am lucrat pe asta, pe man, mașină. Și contractul polonez. De ce? Că el este firma înregistrată în Polonia. Dar al doilea contract? Dar al doilea era de-am pe soție. Dar singur vă văd acum, dar până în timpul de față, că au trecut un an și ceva, pe soție nu am. Și m-am dus și m-am adresat la alte persoane care știu să se lămărească în tete asta și zici că așa firmă unde este în România, este în Polonia, dar el n-are lucrători, n-are nic, el nu plătește impozite, nu plătește nimic. Cum credeți, domnule Simeon, dacă poate v-ați grăbit să renunțați la acest lucru, dacă poate lucrați mai departe, era să vă plătească? Sau nu era nicio șansă? Eram să îmi rupă asta schinarea, că el e așa un tip de om psihologic, e că te duce la încărcare și nu știe. Și dăm trebuie orele de lucru, este că trebuie să cuvântuși 9 ore, 10 ore și este 13 ore de toate, așa, de timpul de când te pornești până te oprești, apoi este de 15 ore. Și dăm ajunge la 15, scoate și, scrie, și pune camionul pe auto. Este așa, câteodată poți că la încărcare, dar iese. Adică lucrați în surplus, practic. În surplus, da. Făceam iar asta câte... nu e prea voie. Nu aveți voie, trebuie să mă odihniți. Da, trebuie să mă odihniți. Și apoi după asta că se întâmpla că făceam 11 ore de pauză după încălcările astea, că mergem pe aut.
Dar câteodată, pe nou, hai, dă-i bataie, dă-i bataie, actele așa. Și asta el vă spunea? Da, el vă impunea? Da. Noi am arătat experților noștri contractul de muncă semnat de către Semion Pântea. În scurt timp, vă spunem cât de legitim este, dar acum haideți să aflăm mai multe despre compania unde s-a angajat eroul nostru. Din contractul de muncă pe care l-a semnat Simeon Pântea cu angajatorul său, aflăm că bărbatul s-a angajat în data de 16 decembrie 2020 la o firmă poloneză cu denumirea Web Group, administratorul căreia este Vladimir Badiu. Din sursele deschise aflăm că firma a fost înregistrată în Varșovia în septembrie 2019. Totodată, Simeon Pântea a mai semnat un contract de muncă cu o altă firmă, Web Eurospedition SRL, care aparține soției lui Vladimir Badiu, Elena. Compania este înregistrată în România, la Vaslui, cu anul fondării 2020. Conform platformei de date despre firmele din România, termene.ro, Web Eurospedition SRL se ocupă de transportarea mărfurilor, doar că la cifra de afaceri, profit și numărul de angajați este indicat 0 în ultimii 2 ani. Până acum am discutat cu Semion Pântea, de 62 de ani. Bărbatul spune că a lucrat șofer de tir timp de 4 luni, pentru care ar fi trebuit să ridice 7.800 de euro. Însă administratorul firmei la care lucra l-ar fi păcălit și nu i-ar fi dat niciun ban. În scurt timp vom afla cum comentează aceste afirmații eroului nostru, dar și ce spun alți lucrători din aceeași companie de transport. Unul dintre ei ni s-a alăturat acum în platou, se numește Marian Lupan și, la fel ca și primul nostru erou, a lucrat șofer. Cu ce s-a ales el din munca sa, aflăm imediat. Domnule Marian, bună seara! Bună seara! Și bine ați venit la noi în platou. Dumneavoastră, cât timp ați muncit la această companie? 5 luni jumate. 5 luni jumate. Deci ați avut mai multă răbdare decât domnul Semion. Da. Cu cât ați fost remunerat? Ne pune numai de mâncare câte 300 de euro pe lună. Și când am venit acasă de anul nou, ne-am dat 1700 și atât. Dar ce v-a zis? Sau aceasta a fost înțelegerea? Nu, nu. Eu am lucrat 4 luni jumate. Pe urmă, m-am cerut acasă de anul nou la sărbători. Și ne-a dat voi pe 10 zile. A venit acasă, ne-a dat 1700 de euro și ne-a spus că stau 10 zile acasă și după 10 zile plec iar înapoi, că mașina lăsasem la Cehia. Dar lucraseți deja 4 luni jumate. Da. Care a fost înțelegerea? Cât trebuie să luați pe lună? Ne-a promis de la început 2100 începători prima lună, pe urmă 2400. Ne-a promis. Ca deci dacă facem un calcul, ce sumă vă datora după 4 luni de lucru? Eu știu că numai în total ne dator mai cel puțin cu 7.000. Încă? Da. Pe lângă cei 1700 da. Și da. Cei da. 300 pe care vi-i dădea pe lună. Da. Eu am fost bucurat, lasă-mi dai și 2.000 pe lună, dar numai să ne dăiesc. Dar nu mai vreau 2.400, măcar 2.000. Dumneavoastră ați semnat un contract de muncă? Eu m-am angajat, eu lucram la altul, și niște prieteni, niște cunoscuți ne-a dat numărul lui Badiu și l-am sunat, i-a spus că are nevoie de șofer și a trimis mașină, m-a luat de la Germania. Deci dumneavoastră ați mai lucrat într-o companie de da. Transport, tot pe tir, șofer tot de pe tir. Da, da. Și acolo ați fost bine, mersi, vi s-a plătit sau nici? Nu, spurta tare urât. Dar v-a plătit? Da, ne-a plătit, dar spurta foarte urât. Așa. Și ați decis să vă schimbați locul de muncă. Și ați vorbit cu acest angajator? Pe telefon. Când m-am angajat la dânsul, o trimis. Doar la telefon? Da. Deci contractul propriu zis ați semnat sau nu? Nu, mi l-a trimis prin fax contractul. Eu eram la mașină, dar de-am lucram. Și cum s-a semnat el? Și mi-a trimis niște foi. V-a trimis niște foi pe care trebuia să le semnați. Ele aveau semnătura, ștampila firmei sau cum? Da, era. Nici nu țin minte. Dumneavoastră, de unde știți, domnule Simon, că vă scrie și șoptiți? V-ați uitat? Exact același contract. E un contract polonez, așa și lui. Deci nu originalul, dar era o copie făcută. A lui, cum îi trimis prin fax, eu măcar cum stau cu singura și însemnată este într-o bizinărie pe... Dar mie mi l-a trimis pe fax. Și trebuia să-l transmiteți înapoi, nu? Pentru că nu, așa companie... mi-a spus că rămâne la mine. Da. Ca o dovadă că noi avem contract de muncă. Da. Dar așa era și cu cealaltă firmă în care ați lucrat? Nu. Acolo, dar eu puțin am lucrat. Eu numai cât am lucrat o lună de zile,
Și trebuie că eu nu avem, mă dusesem fără viză, e biometric. Și o două luni am stat acolo, pe mi s-au făcut documente, am lucrat mai o lună și am venit acasă. Și, da, deci acolo chiar nu ați semnat nimic. Da, acolo n-am. Dar nici nu știam cum arată contractul. Noi am arătat actele semnate de către cei doi eroi ai noștri, avocatului Vladislav Ciobanu Nițuleac. Am discutat despre aceste documente și cu reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii. Totodată, psihologa Cornelia Bodorin a studiat istoriile eroilor noștri, dar și comportamentul patronului. Concluziile specialiștilor le auziți în câteva minute. Dar mai întâi, haideți să vedem cine a povestit mai devreme Marian Lupan despre cele aproape 5 luni muncite la companie de transport. Marian Lupan povestește că după prima lună de lucru l-a contactat pe administratorul firmei Vladimir Badiu pentru ca să-și primească salariul muncit. Chipurile lucrează că azi grămădești un bani mai grămadă și hai să iei un bani grămadă. 4 luni a durat răbdarea lui Marian. El spune că la prima ocazie a venit acasă să se clarifice cu șeful său. Cerem bani. Mai așteaptă că nu am bani, eu să-i transmit un altă, ia că așa mă întinde. Marian zice că Vladimir Badiu a reușit să-l convingă să revină la muncă. Mai mult, el i-a promis că îi va transfera toți banii câștigați pe card la prima ocazie. Am înțeles ultima dată că asta e chestia de amăgeală, când el mi-a spus că eu banii ți-am transferat, dar când o să ajungă, eu asta sun și am să spun. Marian povestește că în tot acest timp familia sa a trăit doar din indemnizația fiului cu grad de invaliditate. El e cioarele de la genunchi în jos uscate. Nu se dezvoltă. Mai ajutau. Vecinii, piunii mai găsăie de lucru așa, mai ce mai lucrat. Marian zice că după zeci de rugăminți a putut să obțină 1500 de euro din cei 8000 pe care trebuia să-i primească de la firma de transport. În platoul nostru au venit psihologa Cornelia Bodorin și avocatul Vladislav Ciobanu Nițuleac. Bună seara, stimați expert. Ați auzit tot ce au povestit eroii noștri pentru că ați fost în culise. Ce ați putea spune despre istoriile lor și încurcătura în care au intrat ei? Înainte de a intra în platou, m-am uitat și eu pe contractele astea semnate. Hai să vă spun așa. Nu există nicio semnătură pe viu. Nu există nicio ștampilă. Nici o ștampilă măcar? Pentru că domnul Semion zicea acolo de o ștampilă. Este copii, Xerox. Exact. Este copii, nu este nici nou original. Deci ca să fie clar pentru toată lumea, Vladislav, zile și celor care se uită la televizor la noi, deci dacă semnează așa ceva, e valabil? Nu. Sau niciodată, sub nicio formă și niciun fel? Niciun fel. Eu le-am spus la... Deci cum trebuie să arate un contract? El trebuie să fie semnat pe viu, da? Pe viu cu și în prezența părților, dumnealor, trebuie să prezinte, să vadă doamna aia în față, într-un oficiu, într-un birou, semnează un contract și asume anumite obligații, dar dumnealor au semnat pe niște capot la mașină în biznărie. Bine, se întâmplă okay. Să semnezi oriunde, dar depinde ce semnezi. Dar nici de cum nu cred eu că o angajare într-un stat european trebuie să fie să arate așa. Asta este primul moment. Le-am explicat și la eroi că au fost prea creduli și au crezut în povești. Să se adreseze cu o cerere la orice avocat acum în România, ei nu au dreptul. Nu dețin un act valabil la mână. Deci, au să primească un refuz că nu pot să-i ajute. Cornelia, tu, din punct de vedere psihologic, uite, ce crezi? Deci, eu cred că este o pleiadă de oameni care au fost născuți până în anul 1980. Oameni care s-au format în anumite situații, în anumite reguli de trai. Deci sunt oameni creduli. De ce? Deoarece atunci când s-au format, s-au format în familie, atunci când au fost primele joburi, era un singur angajator, era statul. Nu erau probleme, nu era necesar, nu a fost implicat în momentul ăsta în educația acelor copii și atunci semn de întrebare pur și simplu nu apare. El nu poate să apară deoarece nu era necesar la momentul formării lor ca personalitate. Timpurile s-au schimbat foarte mult și, sincer, îmi pare foarte rău de așa oameni. Ei nu știu să reziste corect în așa circumstanță unde excrocherii peste excrocherii, manipulatori peste manipulatori, sunt niște oameni corecți, sunt niște oameni care știu una să muncească și să ofere serviciile
și o fac cu mare dăruire și cu mare corectitudine și cu mare profesionalism. Deci o singură situație nu-i luat în calcul, s-au schimbat regulile de joc. Și nu mai ești tu ca profesionist în fața unui angajator care îți remunerează activitatea unui profesionalist. Nu mai este. Deci deseori, foarte deseori, atunci când nu sunteți angajat de către stat, trebuie să apară întrebarea: e o situație când voi fi manipulat? E o situație când voi fi folosit? Îmi pare foarte rău, dar așa întrebare trebuie să apară practic în oricare altă situație când nu sunteți angajat de către stat. 2000 de euro ne-a pus amendă. Dar și te interesează? Du-te mai repede la lucru, îți dă așa salariu și îmi pui întrebări. Semnează contract românesc, dar achitarea în lei moldovnești. A fost treaba asta. Dar ce devii așa agresiv? El spune că și el este păgubit, că de fapt nu el este patronul. Se mai poate ceva de făcut? Mai pot cumva demonstra că au muncit în tot acest timp? Foarte simplu. Simeon Pântea din Râșcani spune că la ei 62 de ani trăiește cea mai mare dezamăgire. El povestește cu amar că a fost înșelat. Colegii îi spunea, zici că băi, oprește la poliția din Franța și vezi că, uite, el nu-ți pune bani 2-3 luni de zile. Simeon povestește că s-a angajat la o firmă de transport. A lucrat șofer de camion luni în șir, dar nu a primit nici a 10-a parte din banii promiși pentru munca sa. În 4 luni de zile, el mi-a dat 640 de euro. Din 7800. De ce ați continuat să munciți când vedeați că nu vă plătește? Băi, nu te temi, chiar că uite asta, că eu până la ultima capeică nu ți-o dau, până la ultimul ban nu ți-o dau. Și nu doar Simeon ar fi rămas cu buza umflată. Mi-a promis de la început 2100 începător prima lună, pe urmă 2400. Eu știu că eu în total mi-e dator cel puțin cu 7000. Contractul propriu zis ați semnat sau nu? Nu, mi l-a trimis prin fax. Dar contracturile astea, asta e o fotocopie. Ce șanse de recuperare a banilor au? Ce spun alți lucrători din firma de transport? Dar și cum răspunde acuzațiilor cel care i-a angajat? Vedeți astăzi. Un alt șofer care s-a angajat în compania de transport pomenită este Victor Filimon. El a muncit acolo timp de 5 luni. Haideți să vedem de ce a renunțat să lucreze în această companie. Atenție la ecran. A nimerit la un camion cam vechișor, că nimeni nu vrea să suie pe dânsul. Eu am înțeles că, la urmă, că el banii după și vie acasă. Nu. El pune pe card, îmi pune numai de mâncare. Eu 5 luni am lucrat în total. Așa și-a rămas. Cum mi-a dat numai 500 și încă ne-am înțeles pe la urmă să ne mai dea 500. Și o zis că piște jumătate de an. Am zis ca să-l dau la poliție și o zis că nici aici este 500. Nu le mai dă și nici nu le-o mai dat. Am mai vorbit și cu un alt șofer al companiei pomenite, Mihail Cocieru. Bărbatul are 63 de ani și are exact aceeași poveste. Diferența este că Mihail s-a lăsat dus de nas o perioadă mai lungă decât cei trei colegi ai lui. Haideți să vedem ce ne-a povestit el. Oricum, eu am făcut lucru, dumneata trebuie să mă plătești. Țineam la dânsul ca la un copil al meu. Vreo 8 luni. Vreo 8 luni de zile. Care n-am fost plătit. Eu i-am acționat vorba asta. Zic, ai grijă că dă eu șis de fartovei sau de astea care fac chedeli. Vova, așa îi zicem. Vova, vreau să-mi iau o mașină. Personală a mea. De Mihai, eu am un prieten, lucrează Vamiș. Un cu metru. Și a dus și mașini de la America. Cu un preț mai redus. Zic, cât ați mă coasă? Și cuneva în jurul la 12.500. Un Hyundai Santa Fe. Așa. Mi-am fotografii de la dumnealui. Le-am mai trimis și la băieți, adică m-am lăudat la colegii mei de muncă. Dar el s-a bătut joc de stima care am făcut-o către el. Fără mașină și fără bani. Deci, uitați-vă,
au fost selectați oameni care aveau o necesitate și o trebuință foarte acută de lucru și le s-a promis un salariu foarte, foarte decent pentru Republica Moldova. Deci, practic, era o variantă care trebuia să câștige, practic 99% din 100. Și a câștigat. Plus situația că persoanele nu au fost pregătite, nu s-au așteptat la așa ceva, deci i-a mers celuilalt rol, celelalte persoane, i-a mers foarte bine. De ce? Deoarece a folosit absolut toate strunele și au jucat totul ca într-o orchestră. Faptul că este manipulator, sigur, da. Este un manipulator care știe regulile de bază și ele sunt foarte, foarte simple. Deci ce trebuie să faci? Trebuie să fii prieteni, să folosesc foarte des cuvintele noi. Noi vom face, noi, eu vă înțeleg foarte bine, suntem împreună, eu te înțeleg de ce ai nevoie, vom rezolva, vom face, deci trebuie să te identifici cu cel pe care trebuie să-l manipulezi. Folosește limbaj foarte, foarte uzual, te identifici cu un prieten, cu o rudă, cu ceva foarte, foarte apropiat, pentru a începe a palpita cu aceeași bătăi de inimă, deci pentru a fi pe aceeași undă. Ei știu ce să vorbească, cum să vorbească, când să facă pauză, când să râd, foarte bine cunosc trebuințele voastre în cazul dat și au jucat exact ceea ce trebuia să facă, ceea ce au făcut. Plus la situația că v-au dat un pic de bani, deci este o regulă de aur, deci atunci când vezi că momeala, iată, scapă, îi mai arunci încă un bob pe care îl înghite și îl mai ții încă un pic ca să-l storci, știi, deja așa, definitiv. Și pe urmă el se duce ori, eu știu, ața se rupe. Ceva se întâmplă. Am încercat să ne întâlnim cu Vladimir Badiu, administratorul companiei de transport la care au muncit cei patru bărbați care afirmă că au rămas păgubiți. Vladimir Badiu are 39 de ani și locuiește într-o suburbie a Chișinăului. L-am sunat pe mai multe numere de telefon pe care angajații săi ni le-au pus la dispoziție, însă acestea nu mai sunt active. Așa că am mers la el acasă, însă nici acolo nu l-am găsit. Într-un final, am dat de el pe o rețea de socializare. L-am invitat să participe în emisiune, dar a refuzat. Iată ce ne-a povestit la telefon. Șoferii respectivi pe care i-ați numit acum dumneavoastră au fost angajați la firma Viconex, care unde am fost angajat și eu. Și în final, această societate ne-a dat afară, adică practic s-a bătut joc de noi. Țin cuvântul. Eu eram în administrarea acestor șoferi, dar cu mine ei nu au nicio legătură juridică. Ei caut acum toate metodele ca să-și recupere banii, dar deci la un moment dat am fost dat afară fără nicio explicație. Eu am lucrat ca dispecer. N-am deținut nicio informație de conturi, de bani. Am contract, bineînțeles. Nu prea am cu ce demonstra. Pe timp cât nu sunt administrator și nu am nicio atribuție cu firma dumnealui, așa cum i-am spus, îmi caut de treabă, eu ne-am căutat de treabă. Eu, la rândul meu, tot am de primit sume mari care nu cred că am să le mai văd vreodată. La mine sumele depășesc de 20.000 de euro cât am lucrat acolo și nu am văzut. Iată, l-ați auzit pe... Noi am lucrat pe Web Group, nu pe Web Conex. Pe firma lui, Web Group. El spune că a fost, nici măcar nu a fost patronul firmei, că a fost dispecer. Da, da, da. Dar uitați-vă că el spune că și el este păgubit, că de fapt nu el este patronul. Voi sunteți siguri că anume el v-a angajat? El m-a... Acolo era un nume măcar? Badiu Vladimir. La mine în contract scrie firma Web Group, director Badiu Vladimir. Dar iarăși încă o dată, copii. 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 Fotocopii. Noi, nu, eu nu vă pot spune că e semnătura lui. El știe foarte bine ce spune la televizor. El nu a angajat pe nimeni, deci ei nu au dovadă că el i-a angajat. El foarte frumos fuge de răspundere, el e băiatul, cunoaște foarte bine. Ei, practic, vă zic, ei, practic, oficial nu sunt angajați. N-au fost niciodată. Și din ceea ce povestește domnul, ei au lucrat la negru, acolo. Faptul cum... Ei nu cred că au lucrat la negru, ei au semnat niște lucrează contracte. Pe bune, da? Dar ei, de fapt, au lucrat la negru, că dacă vedem și analizăm toate povestioarele astea a dumnealor, că se dovedește lui că, de fapt, i-a angajat transferul. Putem să ridicăm numai transferul și dovedim că el, de fapt, le transfera banii pe cardurile lor. Și îi dovedești lui domnul
cum îi mai zice lui, Vladimir Badiou. Vladimir, cu certitudine că este implicat aici. Când povestioara lui a spus el că într-un fel sau altul a fost un pic un fel de administrator, a ce? A cărei companii? Poloneză sau românești? Vă dați seama, îți aduce un contract care are 5 pagini și e scris cu 8, dacă nu mă greșesc acolo. El în benzinărie mai stă să citească? Nu. Nu. El s-a gândit cât mai repede să ajungă să lucreze, să primească salariul ăla care era destul de tentant, de 2000 și este un salariu mare pentru camioane. Este foarte mare salariul. Asta adică, e minimum. E ok, dar ați fost tentat să semnați și n-ați citit nimic. Și mai mult. Dar chiar dacă citeau, Vladislav, nu găseau nimic. Și semnau, da? Paradoxul, oricum. Da, paradoxul în general e distractiv. Semnează contract românesc, dar achitarea în lei moldovenești. Cum? 2300 de lei. Un cetățean a Republicii Moldova pe teritoriul altui stat a săvârșit o faptă culpabilă în privința la mai mulți cetățeni a Republicii Moldova, care urmează să răspundă pentru asta. Este un caz clasic de muncă forțată. Este o robie simplă. Luați duș, lucrați și trimiți acasă. Noi l-am găsit și pe fondatorul companiei de transport despre care ne-a vorbit mai devreme Vladimir Badiou. L-am invitat în platou, dar la fel, a refuzat propunerea. Am reușit să discutăm cu el doar la telefon, iar bărbatul ne-a povestit din ce motiv șoferii de camion au rămas fără salarii, dar și cine s-ar face vinovat de situația în care au ajuns. Haideți să-l auzim. Cel Badiou Vladimir activa sub compania mea și respectiv șoferii erau angajați tot pe companie. Eu am fost implicat în asta direct, adică eu sunt angajatorul la persoanele respective și am acordat licența mea, sub licența mea de transport, să activeze Xulescu, da? Numele despre care ei vor să-l denunțe sau să-l calpie cine-l caută, da? Se numește Badiou Vladimir. Și el avea un cont separat, adică cu mine, în care primea bani lunar, eu nu gestionam direct șoferii lui. Eu tot același gen de activitate fac, dar am retras banii, am predat patronului lui, care el mai departe mi-a transmis oameni, dar a făcut asta intenționat, pentru că știa că își închide activitatea și se schimbă pe altă firmă. Conform la înțelegerile mele cu el, eu nu sunt responsabil de aceste persoane, pentru că el își achita lunar salariații. Când el se înțelegea cu ei ca să meargă la muncă, ca să le plătească sau nu, pe gratis sau nu. În schimb, eu în calitate de angajator figuram doar în acte. Persoana respectivă nu este fost apropiat, adică prieten, care din cauza plăcerii și iubirii de bani mi-a lăsat și mie o gaură de 70.000 de euro, adică din data asta. Am achitat mulți alți șoferi, dar nu era corect să achit șoferii pe care banii au fost transmis lui. Și o parte din șoferi au suferit, pentru că le-a spus nu mai veniți la mine, le-am arătat și dovezi, e-mail-uri, banii au fost retași, ridicați de el. De așa ticăloșie și așa variante încă în viața mea încă n-am nu mai lucrează, nu? Nu lucrează în altă parte. Lui tot are două firme care sunt cu datorii la stat, da? În România. Continuă să meargă tot cu aceleași pași, cu aceleași scheme urâte și cu oameni achitați. Un escroc de rară calitate. Eu vreau să vă întreb pe voi dacă ați auzit vreodată, l-ați văzut pe acest domn cu nume de Anatol Țăran? Nu l-am văzut. Domnul Rexpres, dar voi... Complice. Cum poți tu, cu firma ta de transport, să-i dai licența de activitate, de angajare a oamenilor și să nu duci responsabilitate? Este un nonsens. A știut, a cunoscut și știe foarte bine că se întâmplă lucruri ilegale. Dacă tu știi că el este, ți-a lăsat o gaură de 70.000, tu încă îi mai dai lui licența ta să activeze peste hotare, să angajeze alți oameni, să prejudiceze alte persoane. Nu-l cred. Eu personal nu-l cred. Nu cred eu că un om conștient sau care își asumă niște responsabilități poate să-și sub numele lui să încredințeze cuiva să se facă ilegalități. Ai
Dar ce credeți, Vlad? Că sunt complici chiar? Eu cred că sunt complici, eu cred cu certitudine... Sau complici poate din neștiință? Sau nu, nu există? Păi eu, hai să zic așa, să folosim alt termen, poate, complici prin nepăsare sau prin lăsare, că îi convinea într-un fel sau altul ceva lui Țăranu. Orică firma lui are activitate, are rulaj și este ok, ori, mă rog, nu știu ce interes, dar că el a contribuit ca acești oameni să rămână fără bani, este cert. Este cert, adică, nu știu ce să zic, nu pot să-l învinuiesc, dar faptul că nu a întreprins acele obligații care le are el față de sine însuși și a admis tacit ca oameni să fie beniți. Și asta e ca și s-a întâmplat. Cu părere greu. Tu ce crezi? Poate ai o altă părere. Poate l-ai crezut? Deci a vorbit bine. A vorbit bine, a da? A vorbit bine. Și pauza e pauză. Și cuvântul e cuvânt. Și chiar vreau să-l cred. Dar eu cred că totuși este un complice. Un complice mai mult prin nepăsare. Deci, eu cred că își dădea seama de ceea ce se întâmplă, dar nu a intervenit deoarece i-a fost convenabil. Material, probabil. Cred eu că mărul ăsta este tot și o interesare materială. Cred că nu s-a implicat deoarece era convenabil să nu se implice. Doar atât. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre mai mulți șoferi de tir care se plâng că au fost păcăliți de firma la care munceau de mii de euro, nefiindu-le achitate salariile de luni de zile. De altă parte, Vladimir Badiu, cel care le-a promis câștiguri grase, susține că nu poartă nicio vină, întrucât firma ar fi avut un alt patron. Să vedem ce ne-a mai zis el despre șoferii care au muncit acolo. Atenție! Eu țin de Pintea și de Lupan. Eu am informația cu daunele care au fost făcute. De Pintea știu sigur că are multe greșeli făcute. O răsturnat mașă, o lovit un camion. Au fost 3700 din euro fost dauna la camion. Și-a lovit-o din prima zi de când s-a urcat camion. Domnul Marian Lupana a strâns amenzi de 9.000 de euro prin hârtie și a lepădat și s-a dus acasă. A fost prezentat și soției lui, care nu credea. Dar... Și când a văzut că suma depășește de două ori mai mult decât dumnealui trebuia să încaseze, evident că omul s-a cătat de treabă. Tot, țin minte că ceva au avut probleme cu o amendă pe Spania. Dumnealui a mers fără motorină, parcă a venit servisul, l-a scos de pe autostradă, a plătit vreo două, trei amenzi, cu o sumă mai timp depășește de 2500 de euro. A fost treaba asta. Că când am luat mașinile din Polonia, farul, oricum spune, becurile dinainte, eu numai plasticul. Asta e... 3700 de euro? Un plastic la ăsta. Farul, luminile ardeu, numai plasticul. Și el din nimica face ectălă și încă mai avut încă, când am suit pe... Dar poate cunoașteți cât ar costa în mod normal acest plastic? El când m-am urcat pe DAF, apel a luat piesele astea, le-au cumpărat de la Moldova, lasă 200, 300, lasă 500 de euro. Dar de ce spune acum că 3700? Nu? Dar pe asta trebuie să spune... Ca să scoată datoria pentru dumneavoastră. Da, e că așa. Domnule Marian, dar dumneavoastră cum comentați? Dar eu tot pot să le lămuresc. Amenzi de 9.000 de euro? 2000 de euro ne-au pus amendă pentru că m-a prins poliția dormind în mașină la pază 5 de ore. De la pază 5 de ore, acolo legea pe Europa că angajatorul trebuie să-ți dai hotel la pază 5 de ore de odihnă. Dar ei ne-au spus să stau în mașină și să scot cardul. Dar eu n-am scos cardul din tahograf, că m-am interesat de băieți, că băieții ne-au spus că dacă te prinde în mașină cu cardul scos, încă e mai grav. Și eu n-am scos cardul. Am stat așa în mașină, dar n-am scos cardul din tahograf. Și m-au prins poliția și ne-au pus 2000 de euro. A doua amendă. Da. A doua amendă la hotar cu Austria. M-au oprit poliția și m-au controlat. Eu aveam, că eu înainte de asta tot îi spuneam, Vlada, eu am, pe săptămână trebuie să ai numai mult de 90 de ore lucrate. În două săptămâni.
La două săptămâni. La două săptămâni trebuie să ai 90. 90 de ori, nu mai mult. Așa. Eu aveam 107, 108, al sunam. Ei, Vlad, ce să fac? Eu zic, eu dam am 107 ore. Mergi, nu-i nici strașnic, eu răspund. Și e că așa m-au oprit atunci la... la... Și v-au taxat pentru... Și ne-au pus o amendă usturătoare că... Cât? Nu știu, în jur la 5... 4-5, cam așa. 4-5 pentru mii. Încălcare de conducere. Dar știe... înainte de asta, voi ați discutat cu el dacă luați o amendă? Cine o plătește? Cine eu totdeauna ne spune mie că nu te tem că eu răspund. Mergi că eu te răspund. Se întâmpla că duminic seara, eu îi spunem că trebuie să mă punesc luni dimineața. Nu, el mă impune să mă punesc duminic seara. Spune că 7 zile în săptămână lucram, nu 6. Totuși, niciunul dintre voi, din câte știu eu, nu s-a adresat la poliție să-l tragă la răspundere pe acest... Eu m-am adresat la un avocat și mi-a spus că foile astea pur și simplu sunt niște foie și nu faci nimic. Și mai, nu știam ce să fac. M-am descurajat așa de tare că nu știam în care parte să mă duc. Haideți să vedem ce au aflat colegii mei. Au mers la Inspectoratul de Stat al Muncii, unde le-au arătat specialiștilor de acolo contractul de angajare semnat de către Simeon Pântea. Din păcate, ei ne-au spus că nu se pot implica în acest caz, deoarece firma este înregistrată în altă țară, iar Simeon Pântea s-a angajat acolo ca cetățean român. Totodată, contractele de muncă a celor doi eroi ai noștri prezenți în platou au fost analizate de către expertul nostru, Vladislav Ciobanu Nițuleag. Vladislav, acum iarăși revin la tine și vreau să te întreb dacă ne mai poți spune încă ceva despre acele contracte sau pur și simplu nu mai e ce spus. Nu sunt contracte. Haideți să le numim că nu sunt contracte. Hai să-i atenționăm și pe alți oameni care probabil vor cădea în aceeași capcană. Sunt foarte mulți doritori de a face niște bani, de a-și rezolva o grămadă de lucruri. Iar salariul de minim 2000 de euro, am văzut și panouri, unul stătea chiar în fața casei mele și părea atât de atractiv, îl vedeam în fiecare zi de două ori. Dar vedeți că ăștia care sunt cu panourile prin Republica Moldova angajează aici. Te duci la discuție, îți prezintă contractul, tu vorbești cu ei, te înțelegi românește. Îți prezintă... La ce trebuie să atragă atenția oamenii care vor să se angajeze astfel? Așa, deci contractul trebuie să aibă număr. Număr de înregistrare. Contractul trebuie să aibă data clară. Semnătura se pune în prezența părților, să vadă împuternicirile. Iată cum în situația dată, vedeți cum se întâmplă. Doi aruncă vină unul pe altul, da? El când semnează, arată-mi statele meu o procură, că tu reprezinți societatea X din România, că ești administrator și ai dreptul de semnătură. Deci trebuie să te asiguri că te duci și te angajezi legal. În situația dată este o angajare la negru, deci... cum să zic, sunt o sumedenie de momente, deci nu trebuie de crezut în povești cu zmăul, că nu-i cazul. Că aici chiar e o poveste cu zmăul. Vlad, zine totuși, ca să nu mai punem atâta sare pe rănile eroilor noștri, se mai poate ceva de făcut? Mai pot cumva demonstra că au muncit în tot acest timp? Foarte simplu. Vă duceți frumos la Centrul Național de Combatere a Traficului de Ființe Umane. Depuneți o cerere pentru cei ce ați pățit. Este competența lor și urmează persoanele date să răspundă penal pentru faptele săvârșite. Este simplu. E de dorit să meargă fiecare în parte sau mai bine să se grupeze? Uite, avem cel puțin 4 eroi păcăliți. Vă zic de ce. În momentul în care o să meargă separat, au să fie cauze separate și, adică, hai să zicem că separate. Dar când o să meargă toți împreună, se conexează într-o cauză, poate ne mai aude cineva la televizor și o pățător și el, și se duce și el ulterior și depune o plângere. Și este foarte ușor pentru instituția la care am făcut referire să facă interpelările în România, în Polonia, să vadă, au fost legal angajați, nu au fost legal angajați, s-au plătit taxele la stat, nu s-au plătit taxele la stat și transferurile. Și se dovedește cu certitudine și ei și încasează banii, credeți-mă, tot și încasează, numai să aibă din ce. Da. Să fie asta lichid, adică să zicem că are ceva din ce să iei. Dar în situația dată sunt ambii care urmează să fie chestionați și cel care a activat în numele companiei și cel care a dat licența sa, ca cineva să activeze din numele său. Deci îmi pare rău că Moldova noastră rămâne a fi prestator de robi,
cum a fost, nu tu în singur an. Tu la fel crezi că este un caz de... Sigur, sigur, da, și nu este primul și nu este primul și cu părere de rău, nu este ultimul, așa a fost, este și va fi atât timp cât cetățenii noștri nu sunt pregătiți și nu sunt protejați. Deci nici punctul 1, nici punctul 2 nu se prevede a fi rezolvat în următorii ani. Deci este în genere, este o regulă de aur. Înainte de a primi o hotărâre, ia-ți o pauză, o noapte, două nopți. Trebuie să spune, da, foarte bine, este contractul, eu îl iau acasă. Pentru ce? Să-l examinez. Vezi că contractele, ei au început să muncească și contractele le-au ajuns deja da, în drum. O noapte stai și vezi, dar poate nu ți-l dă. Dar poate începi să fii, eu știu, nervos și agresiv. Dar ce devii așa agresiv? Am nevoie, da, am avocat, am vecin, am numai știu și... Eu vreau să dorm contractul ăsta o noapte, să văd și scris în trâns, înțelegi? Și vezi, ți-l dă, nu ți-l dă. Devine nervos, agresiv sau nu, sau totul e bine, mersi, dar pune întrebări, să vezi, îți spune, dar ce te interesează? Du-te mai repede la lucru, dă-o așa salariu și îmi pui întrebări. Sau invers. Omul e cu interesat în tine, că tu îi prestezi careva serviciu. Îți răspunde. Îți dă careva dovezi. Asta e normal, înțelegi? Dacă te iei așa, repejor și închide ochii și duci, lucrează nu 10 ore, dar 40 și amenzele satele și semnează pe capot, dar mai bine că semnează fără ca să te uiți cu ochii închiși. Gata, s-o sumedenie de întrebări. E o pauză. Și dacă ți apare măcar o îndoială, mai bine spune nu decât va fi acel nu, dar mai târziu și tu ești pus în patru brânci și folosit ca rob. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.